Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Bărbatul este stâlpul casei. Dacă bărbatul nu aduce hrană, din vremuri străvechi se ducea la vânătoare să hrănească familia, soția. Aduce și femeia bani în casă, dar bărbatul trebuie să fie un stâlp și întotdeauna bărbatul trebuie să câștige mai mult decât femeia. Eu nu sunt de acord, se întâmplă să te îndrăgostești de femeie care are mai multe posibilități. Dar dacă vrei să evoluezi, faci de așa natură, muncești, să câștigi măcar cât ea, cum să câștigi mai puțin decât femeia. Cum ar fi să mă duc la nevastă-mea să-i zic? Dă-mi și mie să ies cu băieții în seara asta la biliard. Te simți prost, dracu, nici nu mă mai duc, a susținut Valentin Sanfira, dar dacă se clatină stâlpul, trebuie să-l stabilizeze cineva. Mi se pare normal. Ori la fel, ori mai mult, a menționat imediat și Codruța, aceștia au o căsnicie frumoasă, însă iată că există anumite lucruri care ar putea să o distrugă. Este vorba de infidelitate, greșeală pe care niciunul dintre cei doi nu ar accepta-o, dacă mă înșeli. Tea dracu, a reacționat artistul, dacă mă înșeli, e vai și amar, furtună, tunete. În secunda 2 apare la știrile cu dispăruții. O să spun că a plecat odată o zi și nu s-a mai întors. Ați observat că nu e de despărțit sau? Nu există, a intervenit Codruța, era asta cu înșelatul, dar nu se mai pune, că există altă variantă. Doamne ferește! Și în caz de violență sau ceva, adică să nu se înțeleagă că suntem pro. Îl duc prima dată la psihiatrie și îl duc la niște ședințe. Așa. Tu te uiți la el cum arată acum. De la zona asta să treacă în așa extremă. E prea bruscă, dacă ar face treptat, așa, aș înțelege, a mai afirmat Codruța Sanfira. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.